Ruxandra este fata cea mică a voievodului Moldovei Vasile Lupu și era pe atât de deșteaptă și de cultivată pe cât era de frumoasă. Iar tatăl plănuia să o căsătorească cu un rege sau un împărat pentru a-și consolida puterea și pentru a crea alianțe puternice. După nunta surorii sale, Maria, cu Ianuș Ragiviu, cel mai influent nobil al Uniunii polono lituaniene, sultanul era extrem de nemulțumit iar pentru a nu stârni acuze de lipsă de loialitate față de poarta otomană, Vasile Lupo a decis să o trimită pe Ruxandra la Constantinopol, unde a stat în haremul imperial sub paza sultanei mamă, Chiosem, una dintre cele mai influente figuri feminine din istoria Imperiului Otoman. În vara anului 1650, Lucrurile au luat o întorsătură nouă. Cazacii zaporojeni, răsculați împotriva polonilor, avându-l în frunte pe Bogdan Hmelniski și pe tătarii din Crimea ca aliați, căpătară extrem de multă putere în zonă. Hatmanul Bogdan Hmelnischi îi venise ideea de a-l însura pe fiul său Timuș cu frumoasa Roxandra Lupu. Vasile Lupu, care dorea să o mărite pe Roxandra cu un rege sau un părat, a refuzat însă, invocând o posibilă obiecție din partea otomanilor. Hatmanul cazacilor i-a răspuns lui Vasile Lupu că este măhnit de refuzul său și că Timuș va veni totuși în Moldova cu o sută de mii de nuntași pentru a-și ridica nevasta. Și se ținu de cuvânt. În septembrie 1650 au intrat în Moldova întâi tătarii și apoi cazacii. Au atacat Iașul și curtea domnească și l-au distrus, arzând atunci tot orașul. Familia lui Vasile Lupu a fugit la cetatea Neamțului, iar Vasile Lupu s-a retras cu curtea în păduri. Văzând distrugerile, Vasile Lupu trimise vorbă către Bogdan Hmelnischi că va da mâna aficei sale lui Timuș.